A fost dat startul împărțirii buletinelor de vot către cele 35 de consilii electorale de circumscripție din țară. Ulterior, acestea vor ajunge în fiecare secție de votare. Buletinele de vot sigilate vor fi distribuite și transportate de la tipografie sub supravegherea polițiștilor. În cele aproape 2100 de secții de votare din Moldova și de peste hotare urmează să ajungă peste 3,1 milioane de buletine de vot. Peste 2,4 milioane de buletine sunt în limba română, iar alte 700.000 sunt tipărite în limba rusă. Tipărirea lor a început săptămâna trecută, iar cheltuielile pentru întreg procesul depășesc suma de 1,3 milioane de lei.